Salutare tuturor! Bine v-am găsit la TV Guide! Eu sunt Ada și vă aduc recomandările TV pentru astăzi. După miezul nopții, pe TVR1 puteți urmări filmul Incendiary cu Ewan McGregor și Michelle Williams. Într-o după-amiază, o tânără femeie își trimite soțul împreună cu fiul lor la un meci de fotbal pentru ca ea să se consoleze în brațele amantului ei, un reporter oportunist. Însă în acest timp are loc un atentat în urma căruia soțul și copilul sunt uciși, eveniment care schimbă total viața femeii. De la ora 25 minute, HBO prezintă filmul Night Train to Lisbon cu Jeremy Irons. O întâlnire întâmplătoare cu o misterioasă femeie portugheză îl determină pe profesorul Raymond Gregorius să-și abandoneze cariera și să plece la Lisabona în căutarea unui doctor care și-a dedicat viața îndepărtării detestatului dictator Salazar. I have an uncle. I told him about you in the book. I believe you and Amadeo were in the resistance. What if your first assignment was to kill your father? His life, his world was extraordinary. Makes mine seem so insignificant. I want to know what happened. Give me your gun. We don't know who you're dealing with. They lived. Why don't you just stay? Pe Cinemax de la ora 21 rulează filmul Sources of Life, o saga de familie, o istorie a Germaniei postbelice redată din perspectiva a trei generații. Producția prezintă povestea autobiografică a regizorului Oscar Röhler și poveștile de dragoste ale familiei sale. De la ora 21 pe TV 1000 puteți urmări Beyond the Sea cu Kevin Spacey, Kate Bosworth și John Goodman. Producția spune povestea vieții lui Bobby Darin și a ultimului său mare spectacol. Suferind în copilărie de o febră reumatică gravă care i-a atins inima, Bobby descoperă în muzică impulsul de care are nevoie pentru a rămâne în viață. Însă la sfârșitul anilor 60, prada bolii sale din copilărie își face simțită prezența, iar Bobby va trebui să-și reanalizeze prietenii, familia și extraordinarul talent pentru a-și liniști astfel demonii interiori și a-și accepta destinul. You know, when that shark... Down the boards, it's real. The audience is right there. You can feel them. Maybe movie audiences are too sober for you. No, it's reality, baby. The nightclubs are reality. It's not like the movies that are all fake. Oh, the line form... He's coming! ...on the right, baby. And now that Mackie's back in town. Pe National Geographic Channel puteți urmări de la ora 22 documentarul Canibalii de azi. Autorul și exploratorul Pierce Gibbon pornește într-o nouă aventură decis să studieze unul dintre taburile extreme ale omului, canibalismul. El va străbate pădurea tropicală din Papua Noua Guinee în căutarea triburilor ai căror membri obișnuiau să consume carne de om. Acestea au fost recomandările TV pentru astăzi. Urmăriți TV Guide în continuare pentru alte informații și recomandări. Sunt Ada și vă doresc o zi frumoasă!
Pentru asigurarea alimentării cu apă potabilă în regim continuu, consumatorii sunt rugați să evite folosirea apei potabile pentru scopuri agricole și de grădinărit, utilizând pe cât posibil apa din alte surse, fântâni, puțuri, etc., pentru astfel de activități. În caz contrar, se va ajunge inevitabil la raționalizarea acestei resurse sau chiar la imposibilitatea operatorului de a asigura continuitatea serviciilor de furnizare a apei potabile. Folosirea rațională a resurselor de apă este o responsabilitate comună atât a furnizorului cât și a consumatorilor, iar legislația în vigoare descurajează utilizarea apei potabile distribuită prin rețelele publice în alte scopuri decât pentru satisfacerea nevoilor strict gospodărești. În urma topirii zăpezii și a precipitațiilor din ultimele zile, hidrologii au anunțat că în continuare există risc de inundații pe râul Jijia și afluenții săi. Aceștia au decis prelungirea codului galben de inundații până joi la ora 12. Fenomenele prognozate sunt scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale și creșteri de debite și cu posibile depășiri ale cotelor. Până astăzi la amiază au fost valabile în județul Iași coduri galbene de inundații pe râurile Bârlad, Siret și Bahlui. Drumul județean 281B a fost închis pe o porțiune de 500 de metri între localitățile Plugari și Onești din cauza aluviunilor. A fost cod roșu de inundații după ce râul Miletin s-a revărsat. Pe străzile din Plugari se putea circula doar cu tractorul. În unele zone apa a ajuns la un metru. Probleme au fost și în Ierbiceni, iar străzile au fost inundate. De altfel, zona s-a aflat sub incidența codului portocaliu de precipitații. La noapte, în vestul, centrul și nordul țării, precum și la deal și la munte, nebulozitatea se va accentua treptat, aria ploilor va fi în extindere, iar cantitățile de apă vor fi mai însemnate, acumulându-se local peste 15 litri pe metru pătrat și izolat 25-30 de litri pe metru pătrat. În zona înaltă, în special a Carpaților Orientali, se vor semnala precipitații predominant sub formă de lapoviță și ninsoare. În restul teritoriului, înorările vor fi temporare, iar ploile slabe se vor semnala pe arii restrânse. Vântul se va intensifica treptat în regiunile intracarpatice, unde la rafale se vor atinge viteze de 55-60 de km pe oră, iar pentru intervale scurte de timp, de peste 65-70 de km pe oră, în timp ce la munte vor fi viteze în general de 70-80 de km pe oră. Temperaturile minime se vor situa între 3 și 12 grade. În capitală, cerul va prezenta înorări temporare, vântul se va intensifica treptat, cu viteză la rafală spre dimineață în jurul la 45 de km pe oră. Temperatura minimă va fi de 8-9 grade. Mâine vremea va fi vântoasă și se va răci față de intervalul anterior, mai accentuat în jumătatea de nord a țării. Vântul va prezenta intensificări în toate regiunile, cu viteze în general de 55-70 de km pe oră, mai mari local în sud-vestul și sudul țării, unde temporar vor fi și rafale de 80-90 de km pe oră. La munte, în special la altitudini mari, vântul va sufla tare, cu viteze de peste 90 de km pe oră. Cerul va avea norări și temporar va ploua în majoritatea regiunilor. Cantitățile de apă vor depăși pe suprafețe mici, mai ales în zonele înalte de relief, 20-25 de litri pe metru pătrat. La munte vor predomina ninsorile, iar în special pe creste vor fi puternic discolite. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 7 și 17 grade. În capitală, vremea va fi vântoasă, cu intensificarea vântului de 50-60 de km pe oră și temporar, mai ales după amiaza, 60-70 de km pe oră. Cerul va fi mai mult noros și trecător va ploua slab în a doua parte a zilei. Valorile termice vor marca o scădere față de intervalul anterior, astfel că temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 17 grade.
La munte vremea va fi vântoasă și se va răci față de intervalul anterior. Vântul va prezenta intensificări cu viteze în general de 70-80 de km pe oră, iar pe creste va sufla tare cu peste 90 de km pe oră. Cerul va avea înorări și temporar, în special în prima parte a intervalului, se vor semnala precipitații sub forma de ninsoare, precipitații ce, în special, în zona înaltă vor fi puternic viscolite. Cantitățile de apă vor depăși 15 litri pe metru pătrat și izolat 25-30 de litri pe metru pătrat. Începe povestea lor, dar tu ești ocupată? Pune pauză și o urmărești mai târziu. Ți-a scăpat primul lor sărut? Derulează! Te-a emoționat nunta? O poți înregistra! Vrei să vezi altceva? Ai o colecție de filme și seriale din care poți alege și ai totul la o calitate excepțională a sunetului și a imaginii de 5 ori mai bună decât cea standard. Numai cu televiziunea Dolce Interactiv de la RomTelecom. RomTelecom. Împreună acasă. Nu înțeleg nimic din scrisoarea asta. E ceva cu etă. Ia să vedem ce are moșul cu etă. Trompetă. Amuletă. Rachetă. Racletă. Bicicletă. Vedetă. Tabletă. Și net. Iarna asta magia se dublează. Ia-ți pachetul cu televiziune, internet și telefonie de la RomTelecom și primești tableta Samsung 3G plus acces online la filmul avioane. Iar pentru magie dublă, primești și net nelimitat de la Cosmote. Comandă în magazine. RomTelecom. Televiziune, internet, telefonie.